Prieteni, vorbim de momente din istoria umanității care ar trebui revalorificate. În continuare suntem plini de întrebări legate de modul în care a apărut omul, pentru că de multe ori, hai să zicem, Biblia sau alte lucrări considerate definitorii, lasă, să zicem, o serie de mistere sau lasă o serie de pasaje absolut necompletate, practic, și nu ne ajută foarte tare. Am descris pasaje din Vechiul Testament foarte ciudate. Vedem îngeri care fac sex cu femeile, deși n-ar fi trebuit să facă asta, pentru că nu asta era menirea lor și nici nu ar fi trebuit să fie văzuți, practic. Da. Din unirea lor ies uriași, auzim de îngeri colonizatori, de vreo 200 de căpetenii, de faptul că, uite, așa cum se întâmplă în miturile indiene sau sumeriene sau chiar egiptene, acești zei s-au bătut între ei de... S-au bătut între ei aici pe pământ, umblând în care de foc, folosindu-i pe oameni la tot felul de munci pe care i-au creat. Sunt lucruri care nu mai pot fi ignorate, adică nu se mai poate fi ignorate la nesfârșit de către cei care conduc acum destinele umanității. Am văzut un rege aztec, cred, care are o cască de cosmonaut pe cap. Este un rege misterios și astăzi, există mormântul lui. Pe care guvernul mexican nu dorește să îl nu lasă arheologii să-l deschidă, legenda spune, deci placa funerară care se află la baza piramidei respective, placa reprezintă un ominid de 2,5 metri înălțime, îmbrăcat complet în acel costum celebru de cosmonaut. Și Mexicul de peste 100 de ani nu lasă, autoritățile mexicane nu lasă să fie placa dată la o parte pentru a se vedea dacă într-adevăr avem, el este, despre acesta vorbim. Este foarte clar că aparatul din, de la gură fondatori. Este regele fondator. Regele fondator. Este, regele foarte fondator. Clar că avem de a face cu o mască. Aici nu este o mască rituală, iar la gură, sub nas, n-are nevoie, lumea a spus, specialiștii mainstream spun că acest aparat este de fapt de respirat, nu, este de vorbit. Deci acel este un aparat de traducere, probabil, el comunica prin acel aparat. Pentru că nasul este liber, deci el putea inhala oxigenul de pe pământ. Și toată sculptura, aici e doar o parte din ea, ne arată, de fapt, după cum observăm, o apropiere uluitoare de un alt mare mister. După ochi, dacă tăiem, dacă punem o hârtie albă și vedem doar ochii și nasul, construcția facială este Akhenaton din Egipt. Diferența între ei este de aproape 7000 de ani. Deci, vedem ochii care sunt complet diferiți. Să mai vorbim de acel faraon egiptean care avea 2 metri și ceva, era cenușiul la... Da, faraonul negru, primul faraon negru, al cel care unește de altfel Egiptul de sus și de jos. Egiptul nubian, care este de fapt Egiptul nubian, care este de fapt Egiptul originar, și Egiptul de sud, Egiptul de jos, unde este la ora actuală, unde sunt piramidele. Bun, am vorbit despre anumite scrieri antice, tăblițe sau tot felul de scrieri, cum sunt cărțile Ramayana, Mahabharata și așa mai departe, în care sunt descrise nave de zbor. Atenție, dacă veți avea, le puteți cumpăra. Sigur. Puteți cumpăra Ramayana. Sunt pasaje în care, de exemplu, este descris modul în care Rama se urcă într-o navă care are ferestre și două etaje și se duce și se luptă pentru a-și recupera soția care fusese luată de altă parte de niște nave. Așa, și sunt descrise. Aparatele astea, există chiar un manual care se numește, care chiar se poate traduce ca manual de zbor. Nu mai țin minte foarte, foarte exact denumirea, dar o să-l găsesc. Și în care putem afla cum se deplasează aceste aparate, chiar în vertical. Da, și apropo, sistemul era foarte simplu. Era de o simplitate ireală. Absolut. Da, era de o simplitate. Multe pe bază de mercur. Multe pe bază de mercur, foarte otrăvitor. Și pe bază de, dar foarte otrăvitor. Este de altfel și motivul conflictului între cele două civilizații tehnologice care se bat pe pământ. Da. Unul spunând că mercurul nu mai este necesar pentru folosire pe pământ, iar ceilalți refuzând, practic, pentru că se obținea o superioritate tehnologică a concurentului. Vimanika Shastra se numește Vimanika acel manual de zbor, care a fost prezentat la un moment dat, chiar de un, prin 2004, chiar de un guvernator al unei provincii indiene. Da. Foarte tare. De ce piramidele erau așa? Și cu asta ne deplasăm spre modernitate. Multe dintre navele descrise, de exemplu, în aceste
tăblițe sau, da, da, sau în special în scrierile indiene, erau conice. Da, eu nu cred... Acestea navele, probabil, bază. Da, nu știu dacă eu... Interesant, ca și analogie. Nu știu dacă e adevărat. Eu am o altă analogie. Da. Eu am să spun un singur lucru. Piramidele care există. Există piramide în Japonia, de exemplu. Există piramide în... în Indonezia. Acum am înțeles că America de Sud. Lăsând piramidele, da, din America de Sud și din Egipt. Da. Dar acum înțeleg că există o întreagă teoria unei piramide, cel puțin, descoperite în munții Bosniei. Bun, eu cred că piramidele explică doar anumite elemente de evoluție a interacției, dacă aceasta a existat. Eu personal cred că a existat o interacție între umanitate și aceste civilizații, repet, succesive. Eu nu cred că a fost o singură civilizație. Cum nu cred, de exemplu, că Pământul a cunoscut doar civilizația umană. Părerea mea este că piramidele, cel puțin egiptene, sunt acolo de dinainte de construcția Egiptului, de apariția Egiptului și Egiptul marilor faraoni. Era o plăcere pentru faraon să-și apropie tot ceea ce găseau, deci își vor pune numele sau legendele vor indica ca fiind piramida lui Cheops, de exemplu. Sau Micherinos. Sau Micherinos, așa. Dar să nu uităm că, la un moment dat, aceste piramide sunt unice, pentru că doar câțiva faraoni vor încerca să-și construiască piramide, restul își vor face temple. Templul din Abidos este o construcție umană, complet umană. În care apare această imagine. Deci, jocul pe care îl avem cu piramidele s-ar putea să fie, de fapt, niște borne de contact. Pentru că piramidele, de exemplu, din America Latină sunt extrem de asemănătoare cu cele din Egipt, dar au alte utilități. Alt model de utilizare. Piramidele din Japonia, piramida, de exemplu, din Japonia, ea este submersată, acum se află în apă, datorită unui cutremur devastator acum vreo 2-3 mii de ani și se scufundă partea aceea de teritoriu. Piramida aceea este și ea cu un alt tip de utilitate. Deci, eu cred că avem de-a face până, dacă vă mai amintiți, eu am spus emisiunea trecută, că la un moment dat umanitatea rămâne singură. Acum vreo 10-12 mii de ani, umanitatea practic rămâne singură. De unde și se vede evoluția, hiatusul în evoluție și apoi salturile. Pentru că la noi umanitatea are salturi de, despre asta vorbim acum. De evoluție. Vreau doar un pasaj, apropo de creație și de bătălia asta dintre zei, dintre civilizatori. Da. Le reproșează șeful. Da. Cel pe care îl consideră zeul suprem. Da, exact, da. Acestora, după ce s-au certat între ei legat de creația omului și așa mai departe. Da. După ce au folosit corpul unui zeu, cum ar veni, pentru a da naștere omului. Da, corpul și sângele, da. Ați măcelărit un zeu la oaltă cu personalitatea lui. Mm-hmm. Eu v-am eliberat din muncile cele grele cu care l-am însărcinat pe om. Da. În lut, zeul și omul se vor uni pentru a fi împreună așa încât până la sfârșitul zilelor carnea și sufletul desăvârșite într-un zeu, acel suflet să se afle în legătură cu sângele. Este o definiție uluitoare. Este definiția omului. Este definiția omului. Și dacă ne amintim... Ce s-a întâmplat cu aceste civilizații? Da. Și dacă ne amintim toate marile mituri fondatoare ale marilor civilizații umane, care sunt mituri fondatoare ale umanității, de fapt, vorbesc despre această condamnare la muncă a omului. Veți mulți, veți umple pământul și veți va câștiga bărbatul pâinea munca de la și veți munci. Sale. Da. Deci aceste mituri fondatoare sunt expresia a ceea ce misiunea primordială a fost crearea omului pentru a îndeplini muncile pe care ceilalți din civilizația tehnologică n-au mai vrut să le mai facă. Fenomen pe care astăzi îl vedem, da? În Germania nemții nu-și mai adună gunoiul, au nevoie de emigranți. Civilizație tehnologică superioară germană față de civilizații inferioare tehnologic care trimite emigranții. Da? În Italia, batantele României, femeile României care și-au lăsat copiii să nu îngrijească, au delegat paternitatea și maternitatea altora, bunicilor, fraților, etc. și s-au dus să îngrijească bătrânii unei civilizații superioare. Drama este cumplită. Acest fenomen îl vedem astăzi în umanitate. El a fost tot timpul.
dar nu cumva este expresia în oglindă, o clipă, nu cumva este expresia în oglindă a ceea ce s-a întâmplat în zorii umanității? În zorii umanității, care, sigur, probabil că a cunoscut civilizații succesive, fără discuții, s-a întâmplat la un moment dat, așa cum descrie și Biblia, așa cum descriu, iată, și aceste toate marile cărți fundamentale ale umanității. Așa cum vorbesc și alte mituri, un cataclism. Fie că a fost urmarea unei bătălii atomice, unui război nuclear, fie... Nu, vorbim de cataclisme naturale care au loc. Multiple cataclisme naturale. Nu, nu, a fost unul major. A fost unul major. Apropo de Atlantida... Apropo de acest, de dispariția dinozaurilor, vorbim de 2-3 milioane de ani, care a schimbat, practic, mediul înconjurător și a schimbat a schimbat forma de viață. Deci noi nu vom mai avea dinozaurii de 10 metri înălțime și care mâncau o pădure la o masă. Vom avea formele mult mai mici, mult mai reduse de viață, care permit evoluția spre ce? Spre ominid. Și totuși se întâmplă unde? În spațiul cel mai bun, în creuzetul, în apele pământului, acolo, în oceanele lumii, s-a născut viața. Ceea ce nouă ne spune că ea s-a născut înainte de contactul civilizațional, cu mult înainte. Contactul, viața exista pe pământ când acest contact a apărut. Nu, la sumerien se spune că zeii s-au apucat să crucișeze... Să-și dezvolte baza alimentară, fără discuție, aveau nevoie de animalele cu... Fără discuție, păi da, stai o clipă, oile turcești sunt modificate față de oile asiatice, care aveau o carne imposibil de mâncat, sunt modificate de către așa zisele triburi, da, nomade, acum 15.000 de ani. Da. Bun, ce s-a întâmplat cu aceste civilizații? Pentru că la un moment dat am luat-o clar de la zero. Da, la un moment dat, probabil că decizia a fost, probabil că și după un război între, probabil că prima civilizație a plecat. A venit o altă civilizație, a descoperit Pământul sau s-a transmis informația, vezi că există acolo, bun, pe Pământ există o planetă în sistemul acesta solar în care poți să găsești... Rămâșițe de civilizație. Așa, da. Probabil că există o degenerare a contactului civilizațional până când, la un moment dat, nu mai este nimic pentru ei. Adică Pământul nu mai oferă resursele unei civilizații tehnologice avansate. Noi ne apropiem cam în câteva sute de ani, Pământul, de exemplu, nouă nu ne va mai oferi resursele de a susține o civilizație tehnologică umană. Va trebui ori să ne ducem să găsim alte forme de resurse, altă resursă pe Marte, pe Jupiter, nu pe Jupiter, dar pe Venus, pe Lună, și atunci, desigur, că noi devenim o civilizație externalizată, extraterestră, dar este o civilizație tehnologică umană externă. Asta spune și Elon Musk. Da, dar nu, dar resursele se vede, se termină. Resursele se termină, da? Nu mai avem capacitatea de a crea atâta energie de cât avem nevoie. Nu mai avem resursele. Nu mai avem capacitatea de a crea microchipuri atât de avansate încât să răspundă, de exemplu, cu viteza necesară unei, să spunem așa, unei călătorii interstelare sau unei călătorii până la Lună sau până pe Marte. Deci, este clar că civilizația noastră, și vorbim doar de sute de ani, ceea ce pentru umanitate înseamnă mâine, practic, generațional, în 3-4 generații de acum înainte, hai să spunem așa, ca să dăm un punct de reper, strănepoții noștri vor trebui să se uite la resurse care nu se mai află pe această planetă. Probabil că asta s-a întâmplat și cu aceste contacte succesive. Unele, repet, care au fost clar originar malavolente, care au fost negative la adresa umanității, deci au menținut misiunea originară a omului care trebuie să fie sclav al acestor contacte. Și apoi unele contacte, repet, în istorie, care au permis evoluții pozitive. Prin, repet, schimbări bruște de dietetice, schimbări bruște de proteine. Bun. Deci, ce s-a întâmplat cu acele civilizații? Ce s-a întâmplat? Au plecat. Există o variantă a unei teorii, și anumite conspiraționiste, potrivit căreia parte din acele civilizații s-au menținut pe Terra sub o formă sau alta, fie în interiorul Pământului. Nu, în primul rând trebuie să vedem un lucru. Așa? În societăți și care aproape... controlat în permanență. Da, în societatea sumeriană care aproape, deci aproape, atenție, deci nu cunoștea curentul electric, fugea de fulger și aveau băi comunale.
Într-o astfel societate, într-o astfel de societate, în afară de rege, care își asumă divinitatea, regele, după dispariția acestor contacte civilizaționale, regele, liderul local, devine reprezentantul divinității. Divinitatea dispare, nu divinitatea în sensul de Dumnezeu, de creator, ci structura de autoritate dispare și atunci regele și-o asumă, dar alături de el este foarte bine integrat un sistem religios. Toate marile imperii vor avea sisteme religioase extrem de bine puse la punct. Incredibil de bine puse la punct față de provocările cărora trebuiau să le facă în paralel, că erau provocări alimentare, militare, sociale, că erau provocări de tip demografic. Să nu uităm, există imperii care dispar pentru că nu mai au demografie. Să nu uităm că există imperii care se mută teritorial pentru că nu mai au resurse dietetice, nu mai au resurse naturale. Și iată că dintr-o dată, dau un singur exemplu, Egiptul apare și există două elemente de șoc pentru toată lumea. Eu am să le dau acum, ele nu sunt o noutate, dar nu au fost bine definite, dar cazul se cunoaște extrem de bine. Se descoperă mormântul lui Tutankhamon, se descoperă un mormânt intact al celebrului faraon Tutankhamon, nepotul lui Akhenaton. În cadrul comorii care este descoperită, care este intactă, se descoperă două lucruri. Se descoperă sabia, pumnalul, să spunem, de vânătoare, protocolar al faraonului, și alături de el pumnalul de fier. Egiptul de atunci nu avea o siderurgie foarte dezvoltată. Minereurile, ei da, prelucrau minereuri, dar nu la nivelul la care acel pumnal, el se află de altfel în muzeul de la Cairo, acel pumnal putea fi atât de bine șlefuit și atât de bine prelucrat. În el se face o analiză în 2012 și se găsește nichel. Nichelul se introduce în minereul de fier abia în secolul 17-18, iar nichelul este, se poate identifica ca element abia în secolul 19. Deci noi vorbim de Tutankhamon, 3200 și de ani în urmă. Și o clipă. Și pe bijuteria fundamentală simbolică de piept a faraonului, scarabeul celebru, scarabeul cu aripi, care, repet, iarăși să arate divinitatea, linia directă cu zeii, da, a faraonului. Bijuteria nu pare interesantă până în 2011, când un gemolog, când un geolog, de fapt, specialist în pietre prețioase și semiprețioase, spune: oameni buni, avem o problemă cu scarabeul în sine. Care este o... Și nu e nicio problemă, spun egiptenii. Este nisip, pardon, este coarț de nisip. Mm-hmm. Și zice, dar stați o clipă. Coarțul de nisip se obține numai după explozia nucleară. El a fost descoperit pentru prima dată în Nevada după prima experiență nucleară. Deci acest coarț nu trebuia să existe acum 3500 de ani. Și egiptologii încep să se intereseze și se descoperă că în Libia, acelei perioade, un câmp întreg, un platou libian, era presărat și a fost descoperit, s-a dat la o parte nisipul care s-a adunat în cele 3000 de ani, nu foarte mult, a fost descoperit efectiv o placă de coarț de nisip, de sticlă de nisip. Ceea ce nu se poate produce, repet, decât la temperaturile unei explozii nucleare. Deci, iată două elemente dintr-o comoară pe care destinul, da, ni l-a lăsat intact. Destinul uman l-a lăsat intact. Pentru că nu o să avem timp să răspundem la, da, tot ce ne-am propus. Vorbeam de aceste grupuri rămășițe din civilizații, da, acestea super avansate, care poate și astăzi ne controlează într-un fel sau ne supraveghează. Eu, de exemplu, mă uitam la câțiva dintre miliardarii zilelor noastre. Unul dintre ei este Elon Musk, un personaj foarte interesant. Eu nu știu ce produce omul ăsta. Nu știu. Da, o Tesla, care nu o găsești nicăieri. Da, nu știu de unde a obținut atâția bani, de unde are această avere. Probabil, dar sunt niște, foarte probabil, mulți. Probabil că sunt, suntem niște ignoranți. Mulți. Nu e singurul. Da. Există senzația că în spatele unor grupuri extrem de influente, organizații extrem de influente, forumuri, spuneți-le cum vreți, există poate
rămășițele unor civilizații extrem de avansate, tehnologic, care nu știu ce planuri au cu noi, dar care direcționează, manevrează cumva și aceste entități, acești miliardari și aceste... Eu am să vă spun un singur lucru. Conform... Există argumente în sprijinul acestei teorii? Da, există. Conform calculelor făcute de teologieni, de arheologi, de antropologi, de istorici care nu se împiedică, da, de frica aceasta de a publica lucruri care ies din norma politică. Au existat 4 grupuri de contact civilizațional care se pare că sunt diferite. 2 dintre ele par a fi identificate Zeta Reticulis și Steaua Sirius. Sunt 2 complet diferite pe harta, pe harta stelară. După piramide și după templele acelor timpuri, este clar că aceste 2 grupuri de contact au avut loc cu, să zicem, o civilizație sau o filozofie sau un reprezentant sau mai mulți reprezentanți care au avut imense efecte asupra, care prin prezența lor au afectat civilizația umană deja dezvoltată. Rămân alte 2. Una care încă noi nu o realizăm, nu avem faptic, dar o avem scriptic și sculptural foarte mult, cea intraterestră, o civilizație care se pare că este pământeană de dinainte de marile evenimente cataclismice și care, probabil demografic, decadență genetică, degenerare civilizațională, a fost obligată să se retragă încetul cu încetul, dar care păstrează o superioritate tehnologică sau măcar filozofică care este foarte, să spunem așa, foarte challenging, foarte, e foarte apropiată de mentalul uman, dar care produce aceste imagini ale Shambhalei, ale Asgardului, etc. Și mai există un al 4-lea grup, care se pare că este uman, nu se știe în timpul cărei perioade istorice, un grup uman a putut ori distruge, ori prelua unul din contactele cu o civilizație tehnologică superioară acelui grup. Nu se știe că a fost în perioada Sumerului, că a fost înainte, că a fost după aceea. Nu se știe, nu există dovezile, nu există nici măcar material. Dar în logica platoniană, a avea după un cataclism de tip, da, de tip Le Deluge, cum se cheamă? Potopul. Potopul. A avea o renaștere a civilizației umane numai câteva mii de ani cu memoria Atlantidei care s-a transferat permanent, asta ne spune că există și un grup uman care face parte din aceste 4 elemente. Și poate e important să vorbim și despre acest grup uman, care poate să fie breakaway civilization-ul, civilizația care se rupe de noi, care de milenii conduce într-un fel sau altul, influențează într-un fel sau altul demersul uman spre stele. Pentru că, în fond, creația umană nu se duce spre interiorul Pământului, ci numai spre stele. Locul omului este în spațiu. Dacă suntem produsul unei civilizații tehnologice extraterestre după chip și asemănare, acolo e locul nostru. Acolo e locul nostru. Și e dreptul asta nostru. Asta spune Elon Musk. Nu numai locul. Elon Musk spune... Este și dreptul nostru ca rasă să ne cerem locul. Aici este cel mai important. Și nu știu dacă acest grup uman vrea acest lucru, nu știu dacă cealaltă grupe vor, dar este sigur că cineva ne-a spus că e și dreptul nostru și locul nostru. Da, apropo de Elon Musk, poate povestea lui o să o dezvoltăm într-o altă ediție. El e convins, practic, că următoarele generații se vor muta, vor pleca de pe Pământ în număr din ce în ce mai mare. E chemarea. Este chemarea noastră. Asta spune el, unul dintre miliardarii planetei. Dar nu o spune numai Mulțumim foarte mult pentru prezență, le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi, o mega ediție. E foarte interesant că acești antici aveau impresia despre zei că își pot modifica când vor aspectul fizic, inclusiv reptilieni. Vom vorbi despre reptilieni, foarte important. Care apar și la egipteni, apar și la sumerieni. Reptilienii se pare că sunt de fapt o deviație genetică greșită. Uitați-vă și la aceste incredibile statui de pe Insula Paștelui.
cu acei ochi mari. Dar sunt noi mari. În istorie. Sunt foarte noi, apropo. Da. Foarte noi. Da. Puteam să arătăm imagine de pe Nazca, de pe aerodromul din Nazca, cu acele figurine. Uite, în binările uluitoare. Din figurine obținute numai de la mare altitudine, da? Altfel nu da. Se văd, și care au fost trasate cu un scop da. Acolo. Locul în care aterizau zeii da? Veniți din cer. Încă o dată, numai bine, rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem mâine seara de la ora 21. O săptămână fierbinte, o săptămână importantă. Doamne ajută! Doamne, mai bine, Doamne ajută! Vorbim și de Dumnezeu. Unde mai e locul lui Dumnezeu? În ediția viitoare. Mulțumesc foarte mult!